Slăvit să fie Domnul! Amin. Aș vrea să citim împreună două versete din Cartea Ioan, capitolul 18, și anume versetul 36 și 37. Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor, dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci un împărat tot ești? I-a zis Pilat. Da? I-a răspuns Iisus. Eu sunt împărat, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu. Pilat i-a zis, ce este adevărul? Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Mulțumesc Domnului pentru că mi-a oferit o clipă de bucurie în revederea noastră. Mulțumesc Domnului pentru prezența sa aici. Mulțumesc Domnului pentru micuța Leia, care cred eu că e pentru prima dată adusă la adunare. Am înțeles că e primul dumneavoastră copilaș. Nu știu al câtelea suflet aici în adunare, nici în lume, 8 miliarde și ceva. Vreau să vă mai răspund cu ceva. Fratele sugera că aș putea eu să dau lecții părinților. Nu mă văd în stare, sunt cel mai puțin informat în asta. Dar un secret tot știu. Pentru că eu după căsătorie 13 ani aproape n-am avut copii. După care, în urma unei promisiuni profetice, în care o trebuie să accept o slujire dată de Dumnezeu, pe care nu voiam să o accept, am acceptat-o și soția care e aici la o rugăciune a avut o lucrare așa. Dacă vei înțelege care e slujba soțului tău, ridic o cara și îți dăruiesc familie. Iar dacă nu, îl voi pune bolnav toată viața în pat. Voi ce ați fi ales? Și acum, după ce am început să slujesc înaintea lui Dumnezeu, după aproape 13 ani, Dumnezeu mi-a dăruit familie, băieți și fete, pentru care îi mulțumesc. Acum, ce-am secretul care îl spune o părinților, unul singur. Tot ceea ce spui copiilor tăi, în vederea educației, spune el și pe genunchi lui Dumnezeu. David îi spunea, iar tu, fiul meu, întărește-te, fii om, ascultă poruncele Domnului, legile Domnului. După care David s-a plecat pe genunchi și a spus, Doamne, fă ca fiul meu să asculte legile. Ăsta e un mare secret. Că de prea multe ori spunem doar copiilor și nu spunem și lui Dumnezeu. Acum eu, spre dezamăgirea multora din voi, nu să am o predică vis-a-vis de tata, de mama, de frățiori, de relații, de familie. Am meditat mult, m-a rugat mult lui Dumnezeu și El mi-a dat un cuvânt de învățătură pentru o adunare. Eu când merg la o slujbă de mormântare și privești, nu predic la ăla mor, când aude. Când merg la o slujbă de binecuvântări de copii, nu predic la micuțul ăla. Îl aude, dar nu înțelege. Și Domnul spunea Matei 15:10, ascultați-mă și înțelegeți. Și mă rog Domnului prin Duhul Sfânt să ne dea putere să înțelegem Scriptura. Amin. Stăteau de vorbă doi oameni, două căpetenii. Stătea de vorbă Pilat cu Domnul Iisus, doi lideri importanți din vremea aceea. Unul reprezentant al autorităților romane și Fiul lui Dumnezeu venit direct din cer. Și stând de vorbă, Domnul Iisus spune ceva. Eu n-am o împărăție din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat să nu fiu dat în mâinile voastre. Dar acum eu nu sunt de aici. Și Pilat mirat îl întreabă, bun, dar un împărat tot ești. Da? Sunt împărat. Și are el acolo o formulare. Eu pentru aceasta m-am născut. Suntem la o binecuvântare de copii. Leia s-a născut. Mulțumim, Domnul. Slavă Lui! Pentru ce s-a născut? Acum 60 și ceva de ani am venit și eu în existență undeva în Bucovina.
pentru ce m-am născut eu. Și dați-mi voi, îmi permit așa cu toată îndrăzneala să vă spun, voi sunteți aici, o adunare mare, frumoasă, Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Vă întreb așa pe fiecare din voi, tu pentru ce te-ai născut? Că Domnul Iisus spunea, eu pentru asta m-am născut. El știa sigur pentru ce s-a născut. Pentru ce ne-a adus Dumnezeu în existență? Care-i scopul lui Dumnezeu cu noi? Împlinim noi scopul ăsta? Am realizat dezideratul acesta? Sau nu? Domnul Iisus spunea, eu pentru aceasta m-am născut. Și m-am tot gândit și eu o viață întreagă. Și la binecuvântări de copii acum vorbesc. Lea s-a născut. Elisei, Gabriela, pentru ce s-a născut Lea? Care-i scopul lui Dumnezeu cu ea? Care-i cu mine? Am cercetat Sfânta Scriptură și am vrut să vă spun, oameni buni, noi care suntem aici la Deva astăzi, aduși în existență la porunca lui Dumnezeu, că la porunca lui Dumnezeu vine omul în lume și tot la porunca lui Dumnezeu pleacă. Noi suntem condamnați, dacă vreți, planificați ca să trăim veșnic. Noi nu murim, noi nu murim. Bine, avem viața asta în două etape, o etapă scurtă, foarte scurtă, care se cheamă viață pământească, și o etapă lungă, care nu se termină niciodată, numită veșnicie. Și în viața asta scurtă, noi suntem aici ca să ne asigurăm viața de dincolo. Pentru ce m-am născut eu? Tu pentru ce te-ai născut? Bine, în viața asta scurtă, avem diferite realizări. Le avem. Dar spune în Evrei 9:27, și după cum oamenilor este rânduit să moară o singură dată și după aceea vine judecata, tot așa și Hristos a arătat. M-am născut undeva în Bucovina și după ce m-am născut și am avut o copilărie în familie, am plecat la școală și am făcut un pic de școală, nu tare mult, de câțiva ani, la Suceava și la Brașov. După aceea m-am angajat. Am intrat în muncă. Am lucrat 35 de ani într-un singur loc. Între timp, după ce am gătat școala, am plecat în armată. După aceea. După ce am terminat școala și am făcut armată, m-am însurat, m-am căsătorit. După aceea. După aceea mi-au venit după 13 ani copii. După ce am lucrat 35 de ani, am ieșit la pensie. După muncă vine pensia, normal. Acum sunt pensionar de 10 ani de zile. După pensie oare ce vine? Știi careva? Bun, vine moartea, poftim, vine moartea. Și după moarte, după aceea, că mai este un după aceea, ce-i după moarte? Vine, Biblia spune, vine judecata. Bun, și după judecată ce mai vine? O destinație finală. O fericire veșnică sau o chinuire veșnică? Te-ai gândit la expresia asta după aceea? Acum sunt mare, sunt puternic, sunt frumos, sunt deștept, am relație, am tot ce vreau, acum, dar după aceea? Că viața e trecătoare. Săptămâna asta în Bucovina noi am mormântat un tânăr, un băiat căsătorit, de 29 de ani. O rămas în urmă cu 4 luni și el a venit cu copilul la binecuvântare. O rămas o văduvă tânără și un băiețel de 4 ani. Și după aceea, și tu vei muri. Oricine ești în lumea asta și eu voi muri, dar după aceea e important. Spunea Domnul Iisus, eu de aceea m-am născut. Și aș vrea să medităm, nu facem filozofie, dar e o întrebare pertinentă. Nu-i deloc iscoditoare, totuși eu, dacă am trăit până acum 60 ceva de ani, de ce am trăit? Cercetând Sfânta Scriptură, am înțeles că atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a creat cu un statut bine definit și a spus să facem un om după chipul nostru, după asemănarea noastră și el va stăpâni pe pământ. Noi reprezentăm autoritatea lui Dumnezeu aici pe pământ.
Va stăpâni peste pești, râtoare, păsări, dobitoace, peste tot va stăpâni. Noi îl reprezentăm, repet, pe Dumnezeu, autoritatea lui Dumnezeu aici pe pământ. O facem? O facem? Dumnezeu să ne ajute. De aia ne-a făcut Dumnezeu, ca să-L reprezentăm pe El. Numai că acolo s-a întâmplat ceva. Acolo a avut cel mai mare loc, accident, cel mai mare accident care a fost cândva în univers, a fost în rai întâmplat. A intrat păcatul în lume. Mulți mă întreabă de dacă sunt civilizații extraterestre, dacă sunt alte civilizații pe alte planete, nu știu. Dar Biblia spune că este Dumnezeu, e o civilizație. Apostolul Pavel spunea că a fost înrăpit în al treilea cer și ce a văzut nu pricepe mintea omenească. Așa e acolo. Sunt îngerii lui Dumnezeu, este diavolul, sunt îngerii celui rău. Nu pot explica, spune cartea Apocalipsa, că în război, în cer s-a făcut un război. Diavolul s-a luptat cu Dumnezeu, diavolul a fost învins, a fost aruncat pe pământ. Și s-a auzit o strigare, vai de voi pământ și mare, că a coborât la voi Satana cu mare furie. E bine, când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a așezat pe pământ, pe planeta asta. Cei care studiază Universul și Cosmosul, încercând să ne facă să înțelegem, spune că toți astrii ăștia, toate sunt structurate în grupuri. Grupurile sunt în roiuri, roiurile sunt în galaxii, galaxiile sunt în sisteme, sistemele sunt în planete și așa mai departe. Noi facem parte din planeta Pământ, din Calea Lactee, care îi vecin cu norul uriaș al lui Magellan și cu Andromeda, alte galaxii. Deci noi când am fost creați de Dumnezeu, am fost așezați pe pământ. Aici a găsit Dumnezeu de cale să ne așeze. Ne-a așezat în rai, într-o grădină binecuvântată, a primit omul instrucțiuni clare ce trebuie să facă, dar a venit diavolul. Îngerul ăla rău aruncat din cer era pe pământ și l-a înșelat pe om. Și oamenii au degenerat. Păcatul a dus moarte, păcatul a dus blestemul, păcatul a dus ce se vede acum ce se vede în lumea noastră, e urmarea păcatului. Și acum Dumnezeu ne pune pe noi, o ales o împărăție, diavolul a suit pe Domnul pe un munte mare înalt, i-a ratat împărățiile lumii. Cu ispita aceea, închină-te mie și ți le voi da ție. Înseamnă că în lumea asta sunt multe împărății. Dumnezeu mi-a ajutat, am circulat ceva pe pământ și eu. Am fost de mai multe ori în America și în Canada și în Australia și în Israel și prin Europa. Ceea ce se vrea, o unitate, un globalism, nu știu în ce măsură se va realiza. Dar oamenii sunt împărțiți pe națiuni, pe limbi, pe alte și alte, au granițele lor, împărății, imperii s-au ridicat, s-au prăbușit. Dar dincolo de toate împărățiile acestea, este o împărăție deosebită. E împărăția lui Iisus Hristos. În împărăția asta lui Hristos au acces, pot intra toți oamenii de pe pământ, din orice seminție, popor, neam sau limbă. Numai că sunt condiții ca să intri în împărăția aceasta. Și cei care vor să acceadă în împărăția lui Dumnezeu au ceva de îndeplinit. De aceea m-am născut eu pe pământ, de aceea s-a născut Leia, de aceea te-ai născut tu pe pământ. Nu să ne facem imperii financiare, nu să devenim mari starul nu știu unde. Noi suntem așezați de Dumnezeu aici ca să ne pregătim veșnicia aceea binecuvântată, să intrăm în împărăția lui Dumnezeu, în care bucurie, pace, bucurie în Duhul Sfânt. Dumnezeu să ne ajute. Din autoritatea lui Dumnezeu ni s-a dat și nouă. Psalmul 82, am zis, Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu, El judecă în mijlocul Dumnezeu, am zis, toți sunteți Dumnezei. 1 Ioan 3:1, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim? Și?
Și suntem, slăviți să fie, noi suntem copiii lui Dumnezeu, suntem din împărăție. Dacă cineva nu-i sigur că este din împărăție, recomandarea mea așa cu toată dragostea, grăbiți-vă de intrați în împărăție. Că Domnul spunea că din zilele lui Ioan Botezătorul, Matei 11:12, împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvala. Și cine dă năvală, pune mâna pe împărăție. Să ne ajute Domnul să dăm năvală la împărăție. Dumnezeu ne-a creat în lumea aceasta să reprezentăm autoritatea Lui pe pământ. În al doilea rând, Dumnezeu ne-a creat în lumea aceasta să propovăduim Evanghelia împărăție. Spunea Domnul Iisus, eu pentru aceasta m-am născut, ca să mărturisesc despre adevăr. Trăim într-o lume muncinoasă. Atâta minciună, nici nu poți da seama câtă minciună este. Dar pocăiță, n-au voie să trăiască minciună. Eu când studiam problema minciunii, am vorbit de origine, originea la diavolul, minciuna. Ioan 8:44 versetul. Pentru că diavolul e tata minciunii. Ori de câte ori spune ceva, spune de la el, pentru că el e mincinos și tata minciunii. Și am spus așa, doar dacă diavolul e tata minciunii, doar ca să nască un copil trebuie și mamă, nu numai tată. Cine e mama minciunii? Păi ăla care se unește cu diavolul și naște minciuna, ăla s-ar putea să fiu eu sau să fii tu? Ăla care se unește cu diavolul și născocesc o minciună. Împărați 22:22, voi fi un duh de minciună. Nu te bucura că ai fost inspirat, ai spus o minciună și ai scăpat. Eu știu că ai fost inspirat, dar de cine? De diavolul. Ori noi suntem chemați să trăim în adevăr, cu orice preț. Orice ni s-ar cere, noi trebuie să trăim în adevăr. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Ioan 8:32, veți cunoaște adevărul. Adevărul trebuie cunoscut. Adevărul trebuie spus. Psalmul 15, spune adevărul din inimă. Adevărul trebuie trăit. A doua Ioan, eu n-am o mai mare bucurie decât copiii mei să trăiască în adevăr. Adevărul trebuie apărat câteodată. Psalmul 45, război ne vitează, încinge sabia, podoaba și slava. Suit în car de biruință, fii biruitor. Apără adevărul, blândețea și neprihănirea. Adevărul trebuie să-l apărăm. Când se calcă adevărul în picioare, trebuie să-l ridicăm ca niște ostați să spun, oameni buni, ăsta e adevărul. Dumnezeu să ne ajute. Pentru că în minciună trăiesc mult. Minciuna poate fi una spontană. Ai spus o minciună, ai fost o inspirație, ai spus o minciună. Și ăsta e tot păcat. Este o minciună în care trăiesc oamenii permanent. Și Domnul spunea, eu am venit să mărturisesc despre adevăr. În Apocalipsa spune că afară, în iad, sunt cei ce iubesc minciuna și trăiesc în minciună. Am dat numai un exemplu. Cum ar putea să trăiești în minciună? Dacă eu mă duc și îmi fac dosar și mă pensionez de boală, dar eu nu-s bolnav, întreb numai că nu știu, care-i părerea dumneavoastră? Și an de zile eu iau pensie de boală, fiind sănătos, tun. Am profitat de pe urma, e o permanență minciuna asta? Trăiesc în minciună? L-am cunoscut pe fratele Jean Axinte, un om al Dumnezeu, cu darul Dumnezeu, cu dar de vindecare. Dumnezeu a făcut minuni în casa mea, printre copiii mei, pe fratele ăsta. Și îi chema la Calafindeș la o soră că e bolnavă. Și el îi spune, soră, uite ce mi-a arătat Domnul prin Duhul Sfânt, să te întreb, dacă mă rog și Dumnezeu te vindică, renunți la pensia de boală? Dar sora se gândește, spune, măi frate, Jean, știți cum e cu boala? Mai vine și se mai duce, dar pensia vine toată luna. Și atunci ce să mă rog pentru tine? Na, păi să-mi fie o leacă mai bine. Bun, ne rugăm nu să te vindeci, Domnul să-ți fie mai bine, sora și-o da seama. Mai spune un verset interesant apropo de minciună. În Psalmul 89, parcă versetul 33, Dumnezeu spune, eu nu-mi voi face credincioșia de minciună. Noi avem diferite relații, angajamente luate față de Dumnezeu, față de prieteni, față de partenerii de viață. Ori în momentul când tu nu mai ai credincioșie față de partenerul tău, tu trăiești într-o minciună permanentă. Când nu mai ești credincios neveste sau soțului tău, când nu mai ești credincios partenerului de afaceri și îl înșeli,
Că nu mai ești credincios lui Dumnezeu. Asta e o trăire în minciună. Cred că la Elim am povestit tot o binecuvântare de copii. Era la noi o binecuvântare de copii în sat. Avem adunare mai mari ca asta. Când duceam slujba, intră un bătrân, se așează pe ultima bancă. Mă uit la el, nu-l cunosc. Mă duc, pacea Domnul. Cine-i fratele? Ilie Panțăru. De unde ești, mă tale? Din Prisicăreni. Prisicăreni. E în teritoriu ocupat. E sat românesc, dar din Ucraina. Zic, mă tale, ai putea să predici la o binecuvântare de copii? Măi, frate, eu nu de asta am venit, dar dacă e nevoie, predic. Frații mei, ascultați-mă, că am mai spus-o de asta de multe ori. Eu am ascultat multe predici, de la mulți oameni. Cum a predicat omul ăsta, n-am auzit nicio predică. În 5 minute tot adunarea plângea, eu nu mai aveam batiste. Și nu era un mare filozof, n-avea puncte în predic, 1, 2, 1 A, 1 B. El așa vorbea de frumos, așa vorbea, dar printre altele a spus o întâmplare. La 2 săptămâni după ce el s-a căsătorit, într-o noapte au venit caghebiștii cu camioanele și lui i-a luat nevasta din pat. Era trecută pe lista de pocăiți, era fată de prezbiter. Și o striga nevasta, mă Ilie, pe noi am auzit că ne duce în Siberia, s-a auzit atunci. Adă-m niște haine mai groase, că a luat un capoțel, cum dormea ea. El s-a dus să ducă haine și nu l-a lăsat. Și-a luat un pietroi mare și-a învelit un palton așa cu un pietroi și-a aruncat-o în ladă. Și s-a dus la aceea care i-a arestat nevastă. A spus, Domnul, e soția mea și eu-s pocăit, luați-mă în Siberia. Aia s-a uitat pe tabel, zic că nu ești pe tabel, nu te putem lua. Și când o pleca mașina, el s-a aruncat, s-a prins ca să sui în ladă. Și l-a lovit atâta până i-o zdrăli degetele și-a căzut jos. Și spun eu cu cumnate-mi, o spunea el, ce cu odată să nu știu. Am lucrat un an de zile, un an și ceva pensat cu ziua, să-mi fac rost de bilete și să mă duc în Siberia. Și spuneau bătrânii din sat, băi băieții, bă, tu știi unde e Siberia? Bă? Nu mai sunt femei aici în sat, bă, te duci după o femeie până în Siberia? Și el spunea, eu am un legământ făcut cu soția mea înaintea lui Dumnezeu. Pentru mine nu sunt alte femei. De aceea spun că infidelitatea și multe astea faci credincioșia în minciună și Dumnezeu nu se bucură. Și spunea el, după un an și ceva împreună, cumnatul meu a ajuns în Siberia, am avut 8 copii, primul copil a murit, l-am îngropat, 600 de litri de motorină am consumat ca să-i pot face o groapă în pământ, l-a înghețat. Și spunea un lucru, eu cu soția nu m-am certat niciodată. Și se uita prin adunare și întreba, dar voi când vă certați, de la ce vă certați? Și acum, eu am copiat, n-am viața bătrânului acestuia. Mi-a rămas numai întrebarea. Când voi vă certați în familie și de multe ori văd copiii și depășiți granițele credincioșiei jurate în fața altarului, nu e o trăire minciună? Hristos a venit ca să mărturisească despre adevăr. Eu pentru aceasta m-am născut, spunea Domnul Iisus, ca să mărturisesc despre adevăr, să ne ajute Domnul și pe noi. Nu intrăm în detalii în predica despre minciună, că sunt multe de vorbit. Suntem la o binecuvântare de copii și aș vrea să repet ostentativ întrebarea aceasta. Tu pentru ce te-ai născut? Și în al treilea rând, deci să reprezentăm autoritatea lui Dumnezeu, să vestim împărăția lui Dumnezeu și în al treilea rând, să ne pregătim să moștenim fericirea de dincolo. Va avea loc un cataclism cosmic. Spunea Petru în a doua epistolă, capitolul 3, cerul va trece cu trosnete, pământul cu tot ce este pe el va arde, trupurile cerese vor topi de mare căldură, dar noi, după făgăduința lui, așteptăm un pământ nou și un cer nou în care va locui neprihănirea. Ai făcut din neprihănire prioritatea vieții tale? Spune Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Eu încurajez copiii să facă școală și copiii mei au făcut, unul termina facultatea, încă o fac alții,
mi-au învățat bine, mulțumesc Domnului pentru ei. Sunt în adunare, credincios, slujesc, botezați cu Duhul Sfânt, predică, au lucrări prin Duhul Sfânt. Eu încurajez școala. La noi numai dintr-o familie sunt 5 la medicină plecați. Avem foarte, foarte mulți copii cu școală. Încurajez munca, treaba, să fim harnici, nu niște leneși. Iertați-mă, în Bucovina spune puturoși. Nu încurajăm asta. Dar întotdeauna, astea sunt lucruri secundare. Cel mai important lucru e împărăția lui Dumnezeu. Acestea toate sunt așa, cum e un termen acum, bonus pe deasupra, niște suplimente care ni le dă Dumnezeu. Dar cel mai important lucru este să căutăm împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute! Bun, dar cum ajungem în împărăția lui Dumnezeu? Într-o lume stricată, lumea zace în cel rău, spunea Ioan. Uitați-vă cât rău este. Să vă spun de războiul care e lângă noi în Ucraina. Să vă spun că acum câteva duminici am fost la Dănila, în familia Cernișov, și stând la masă îi spun, măi, ești cam obosit, măi. Frate Dragoș, acum ia vin de la Cernobâl. Dar ce ai făcut? Eu am mai adus copii handicapați pentru România, care ni-a dat statul. Dar acum guvernanții ucraineni au hotărât să trimită vreo 30 de copii sănătoși din neamul mare, din familie, ca să se perpetueze neamul lor. Că războiul continuă. Și îmi spune, frate Dragoș, să nu spun. Când aduceam într-o familie și erau mai mulți copii în familie și mama se uita la copii și alegea un băiet și mi-l da mie. Îl lua și spunea, na, du-l în România. Trebuia să aleagă dintre mai mulți băieți. Unul ca să fie sigur că trăiește. La vreo doi spune că au venit părinți îmbrăcați militari, prăfuiți toți. O veni și o zic, lasă-mă să-l mai strâng în brațe. Strânge băiatul în brațe, plânge și mi-l da mie și l-am adus în autocar la fratele Ghiță Ignat. Vedeți cât rău este? Noi vorbim ușor, dar să trăiești clipele acestea nu-i ușor, oameni buni. Vedeți cât răutate este în lumea aceasta? Bun, cum intrăm noi în împărăția lui Dumnezeu? Eu când m-am născut, eu i-am spus lui Dumnezeu, în păcat m-o zămisli mama mea, spune psalmistul. Dar ce vină am avut eu? E adevărat, eram în coapsele strămoșului meu, Adam. Dar ce vină am avut eu că Eva curioasă o mânca din fructul ăla și i-o dat la bărbat? Am fost eu vinovat după 6.000 de ani, port eu vina asta? Că m-am născut pe un plământ blestemat, eu sunt agricultor, am de zile, am tot lucrat. Erbicidez, prășesc, ar, toată ziua cu sapa în mână, din urmă spin și pălămid, de iar răsar, că-i blestemul dat în Eden. Ce vină am eu că eram sortit să merg în iadul veșnic? Și am spus, Doamne, dar eu nu-s vinovat. Că m-am născut eu așa, ce m-am cerut eu născut? Am fost consultat în ce familie să vin, să... nu-s vinovat. Și Dumnezeu a spus, ai dreptate, nu ești vinovat. Și pentru că prima dată te-ai născut rău și greșit, îți dau șansa să te naști din nou. Adică putem să ne naștem încă o dată. Toți de aici, care ne-am născut cum ne-am născut în chip firesc, ne putem naște încă o dată, dar a doua oară ne naștem bine. Adică nașterea din nou, nașterea din apă și din Duh. Aleluia. Și dacă am avut o fire pământească, care ne-o subjugat, acum ne facem părtași firii dumnezeiești. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Vrea cineva să experimenteze nașterea din nou? Să ne ajute Dumnezeu. Amin. Și acei care încă n-ați experimentat nașterea aceasta, grăbiți-vă. Că nașterea e un proces, nașterea nu durează ani de zile. O mamă când se duce la maternitate și la mine când s-a dus prima dată și a doua oară și a multă oară când s-a dus, am spus, măi, poate anul ăsta naște nevasta. Tot cu mâna pe telefon, măi, ai născut, întrebam asistenta, eram plătit, era cu moașa, o născut. Nașterea e un proces care durează puțin. De ce la unii nașterea asta ar trebui să dureze așa de mult? Mă rog Domnului, prin Duhul Sfânt, să ne grăbească El în cugetul nostru. Bun, și mai este o problemă. După ce se naște un copil, sunteți părinți, da? Aveți un bebelaș, cât? 3 kg, 4 kg, cât s-a născut? N-am întrebat la ea cât a avut când s-a născut, nu mă interesează. Dacă după 3 luni are tot 3 kg, ce spune mama? Dar dacă după 2 ani are
tot 3 kg. Dar dacă la 11-12 ani, numai atâtuca așa, nu poate merge în picioare, sunteți bucuroși ca părinți? Deci prima bucurie când s-a născut, a doua bucurie când se dezvoltă și crește. Acum, pentru Domnul Iisus, prima bucurie când ne naștem din nou. Că așa uitați-vă la noi, cum ne vedeți? Mai gras, mai slab, mai alb, mai negru. Cum ne vedeți voi? Noi avem o constituție interesantă. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 16, Pavel spune că avem un om de afară și un om de lăuntru. Noi vedem omul de afară. Și atâta l-aranjăm și atâta suntem de comoși, de pretențios cu omul de afară. Mă interesează omul vostru dinăuntru, cum arată? Omul duhovnicesc la voi, la cei din Deva, cum arată? Oare suntem oameni mari? Că Pavel spunea 1 Corinteni, capitolul 3, vouă v-am vorbit ca la niște oameni lumești. N-am putut să vă vorbesc ca unor oameni, că sunteți prunci, sunteți copii. Sunteți copii și aveți nevoie de lapte, nu puteți mânca hrană tare. Dacă un copil de-al vostru la 12 ani stă cu biberonul în gură și tot vrea lapte, sunteți bucuroși? Atunci mă întreb, oare Domnul Iisus, care a murit pentru noi, mama noastră, care ne-a născut în Golgota, vede aici în Deva tot bebelași duhovnicești, tot copilași, care au nevoie numai de programe frumoase, au nevoie numai de lăptiuc, așa, și nu pot suferi hrana tare. Care-i dezvoltarea omului nostru? Și acum vine Scriptura când spune că noi trebuie să creștem. Dumnezeu să ne ajute! Amin. 2 Petru, capitolul 3, versetul 18. Dar voi creșteți în harul și cunoștința lui Dumnezeu. Cel mai mare savant, nici Einstein, a avut o vreme când nu știu să scrie. Cel mai mare matematician de aici, din România, și poet, a avut o vreme când nu știu cât e unul și cu unul. Pentru că era copil. Dar din moment ce a crescut în cunoștință. Acum eu mă întreb, în ce privește cunoașterea Domnului Iisus, pe unde suntem noi? Cât de mult îl cunoștem pe Dumnezeu? Cunoașterea Domnului Iisus are mai multe izvoare. Ioan 5:39, cercetați Scripturile pentru că ele mărturisesc despre mine. Prin cercetarea Scripturii, o cunoaștere literară, o avem asta? Cât cunoaște Sfânta Scriptură? Cât citiți dumneavoastră în fiecare zi din Sfânta Scriptură? Îmi permit, dar nu ridicați mâna. Nu ridicați mâna, vreau să păstrez o plăcută aducere a minte despre voi. Când suntem la curent cu toate informațiile, când citim foarte mult, 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 mult și ne mănâncă timpul, lucrurile de care se spune aici, o tabletă și un telefon, și când ne mănâncă timpul, și când devenim dependenți de aceasta. La mine băiatul și fata mai mare aveau telefoane, când trăim într-o lume civilizată. Am observat, eu că stau prea mult pe telefon, dar cu ani înainte, nu erau chiar mari, erau, cred că prin liceu erau. Eu vorbeam cu dânsul, ei butonau. Într-o bună zi, eu zic că bună zi, le-am luat telefoanele, le-am pus într-o pungă și le-am ascuns eu undeva, că am auzit că le caută, le-am ascuns undeva în pai, în șură, că eu aveam baci, să nu le mai găsească. Măi, o săptămână, știți cum erau? Ca puii ăia fără cloșcă. Vineau dimineața, se uita roată, măi, vi foame, mâncați, vi somn, culcați-vă, dacă nu la treabă. S-o uita unul la altul așa, eu știam ce doare pe dânsă. Nu mai aveau telefoane. Măi, dar devenim dependenți de telefon? Suntem dependenți de Scriptură? Întreba cineva, dacă ducându-te la hotel ai uitat telefonul în mașină, te duci să-l iei? Da, dacă ai uitat Scriptura, te duci să o iei pe o noapte? Întrebări. Creșteți în cunoștință. Prima sursă de cunoaștere e cercetarea Scripturii. A doua, îi Duhul Sfânt care ne-l descoperă pe Dumnezeu. Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul, Marcu capitolul 2, versetul 8. Și aș vrea ca astăzi, acolo unde cuvintele mele n-ajung, știu, unele inimi sunt închise, spune ca cei din Atena, ce mai vrea și palavragiu acesta, tot felul de etichete purtăm. Dar unde nu ajung eu,
îl rog pe Duhul Sfânt să ajungă. Amin. Să ajungă în inima ta. Amin. Și să ți-l descopere pe Dumnezeu. A treia formă de cunoaștere prin experiențele personale. După înviere a plecat Domnul Iisus în Ioan, era pe malul lacului, că pe lac șase apostoli au plecat la prins pește și nu au prins nimic toată noaptea. Dimineața pe țărm, Domnul îi întreabă, ei nu știa că-i Domnul, copilaș, aveți ceva de mâncare? Și ei spun, toată noaptea ne-am trudit, n-am prins nimic. Bun, aruncați mreaja în partea dreaptă. O aruncam mreaja și nu mai puteau trage de mulțimea peștelor. Atunci Ioan îi spune lui Petru, este Domnul. De unde? Ce s-au apropiat de mal? Nu, nu, nu. El a mai experimentat o pescuire minunată în Luca, în capitolul 5, și a spus, ăsta numai Dumnezeu o poate face. Îl cunoașteți pe Dumnezeu prin experiențele avute? Vi s-a întâmplat ca îngerii Domnului să vă scapă din primejde? Când Domnul a pus, îngerii Domnului tăbăresc în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejde. Poate că o lună jumătate în urmă mergeam la București, la Consiliul Bisericesc, la ieșirea din Suceava, eram cu un frate în dreapta, am oprit că în fața mea era o șorabă de 40 de tone plină, a intrat în mine, sărit tot, mașina mi-a făcut-o mai scurtă, geamurile au sărit, m-am uitat Aurela, ai pățit ceva, măi nu, mă, cam doare capul. Cineva îmi spunea, frate Dragoș, să spară bine cu o fost, dacă raba aceea de 40 de tone nu frâna, te făcea piftie și pe tine și pe Aurel. Eu cred că Domnul mi-a dat numai un semn. Pocăiește, drăgușel, că toți avem nevoie de pocăință. Eu de multe ori am experimentat izbăvirea lui Dumnezeu. Am avut cazuri de boală în familie, boală fără leac, în care au spus doctorul că nu este, în urma unei rugăciuni și ungeri cu un de lemn, Dumnezeu a dat biruință. Și-i mulțumesc lui Dumnezeu. El îmi dă pâine de fiecare zi, El lasă pacea în România. Nu știm cât e de bună pacea, încă nu știm. Eu mă rugam, Doamne, lasă pace, că așa. Ei, dar de când a apărut problema asta, la noi în Burdujeni, în cartierul Burdujeni, lângă comunitatea penticostală, acum vreo trei nopți au avut loc o explozie, cred că o acumulare de caz, în care un om de la etajul 2, sușurul a aruncat pe fereastră, la ea și-a murit, la o femeie i-a căzut tavanul în cap și 28 de familii au fost evacuate. Sora care face curățenie la noi spunea, la ora 4 dimineața am crezut că ne-au atacat ruși. Că așa m-am speriat, am crezut, gata, începe bombardamentul. Și cum să nu te temi? Când dorul neștit și sar fereștele și pereți, cum să nu te temi? În România este pace. Îi mulțumim lui Dumnezeu? Ne rugăm să lasă pace în continuare? Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Eu am experimentat minunile acestea al Dumnezeu. L-am cunoscut pe Dumnezeu prin minunile acestea. Creșteți în cunoașterea Domnului. Dumnezeu să ne ajute. Mă uit la ceas că a trecut. Spune în Cartea Corinteni 15:10-2 să ne crească credința. 2 Corinteni 13:5, nu vreau să fac studiu Biblie. Pe voi înși vă încercați-vă. Pe voi înși vă cercați-vă. Câtă credință mai aveți în voi? Este o credință mântuitoare. Fapte 16:30. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. În ceasul acela de noapte, acel temnicer care a crezut, a luat apostol, a primit botezul nou testamental, cum scrie în Sfânta Scriptură, arătând tuturora că ea de fapt a crezut. Că înainte de botez în apă, trebuie credință și Dumnezeu să o dea tuturora. Încercăm credința dacă o avem. Mare rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav. Iacob capitolul 5. Când te duci la un bolnav, te rogi și nu este vindecare, nu te întrebi, oare unde e credința noastră? Eu mă rog Domnului să ne dea mai multă credință. Amin. Aș mai spune de o creștere. Și apoi spun, amin. Eu am învățat că la binecuvântări de copii nu se predică mult. Fratele Simius, că ai o oră. Zic, și dacă plânge Leia? Că dacă ea depune contestații, trebuie să tăcem.
Eu odată eram tânăr, cântam în cor, atunci intrasem în cor, eram mare corist, la tenor am cântat și eu, Domnul vă binecuvânteze, mie corul e slujirea care îmi place cel mai mult în adunare. Aveam și noi cor. Din 64, înființat, cântăm până acum. Mulțumim, Domnul. Erau binecuvântări de copii, vreo 10 mame, că la noi sunt copii mulți. Și unul atât au predicat cât am predicat, așa, ca mine. Și un copil așa de tare plângea, dar eu îi spun la un frate care și el avea 10 copii. Zic, frate, Sirghi, pe el luăm la tenor, uite ce voce are. Dar el îmi spune, eu n-am pretențe la copilul acela să tacă, eu am pretențe la acela să tacă, la predicator. Acum, vă mai spun încă un lucru, apoi spun amin. Vorbește în Cartea Tesalonicenii 1, capitolul 3, versetul 12, să ne crească dragostea. Cum stați cu dragostea? Uite, în câteva minute spun amin. Ați crescut în dragoste? Când vorbim de dragoste, vă dau numai o temă pe acasă. Trebuie să ne iubim toți. Filipeni 1:8. Martorul meu este Dumnezeu că vă iubesc pe toți. Ce faci cu acela care aveți persoane care nu le puteți iubi? Aveți? Ce faceți cu ele? Când iubești pe Dumnezeu, să-L iubești din toată inima ta, din tot cuțitul, din toată puterea. Dumnezeu să ne ajute. Și Ioan 13, poate predic de seară dacă mă lăsați de aici, spune că Domnul care i-a iubit pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Hai să ne țină dragostea pentru Dumnezeu până la capăt. Dragostea pentru partenerul de viață. Acele frumoase mărturii aici și juruminte. De ce crește rata divorțelor în adunările penticostale? Merg prin adunări și mă întreabă frate, frate Dragoș, cum e cu divorțul și recăsătoria? Și eu le spun, eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul, prin cartea Maliahe. Cum să dau eu deslegări ce nu desleagă Scriptura? Cum să spun eu că nu-i păcat la ce este păcat? Dumnezeu să ne ajute să ne iubim, să fim credincioși și să creștem. Dacă suntem copii duhovnicești, ne-am născut din nou, să ne ajute Domnul să creștem la statura de oameni mari, că într-o zi, nu știu când, cât de curând, poate așa pe sărite, poate toți deodată, vom părăsi pământul. Vor rămâne relațiile tale, titlurile tale, diplomele tale, averea ta, tot va rămâne aici. Iar tu și eu vom sta în fața scaunului de judecată al lui Hristos. Să ne găsească Dumnezeu buni. Amin. Amin.